Doamnă, domnul Șarlu și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Sport Plus, o emisiune care își propune astăzi să discute despre cele mai importante competiții ale orientaliștilor maramureșeni din acest an și aici, bineînțeles, voi face referire la cele specifice anul timpului de iarnă, despre proiectele clubului despre care vom vorbi și, nu în ultimul rând, participările invitatului meu de astăzi, dacă ne va permite timpul, la competițiile de profil militare. În atare condiții, l-avem invitat pe Ișvan Sebeștien, director CS Electrosistem Baia Mare. Bună seara, domnule Sebeștien! Bună seara, mulțumesc mult de invitație! Domnul Sebeștien, după cum bine știți, este și membru în Comisia de Competiții și Hărți din cadrul Federației Române de Orientare și președinte al acestui emblematic club, un club care, iată, în această perioadă reușește poate apogeul de formă din punct de vedere al salbelor de medalii reușite în ceea ce privește orientarea, atât pe schi, dar și la cele din 2017, orientarea în alergare. Domnule Sebeștien, în primul și în primul rând să povestim despre cele trei competiții majore la care ați participat, pentru că, iată, deși ne aflăm doar la sfârșitul lunii februarie, încheiați o importantă etapă din viața acestui club CS Electrosistem Baia Mare cu cele trei competiții de anvergură de orientare pe schiuri. Da, așa este. Din păcate, începe foarte târziu acest sezon de schi și se termină foarte, foarte repede. Cauzele deja le știm, iarna parcă se scurtează din an în an, beneficiem tot mai puțină zăpadă. Dar condițiile meteo văd că dau mari dureri de cap sportivilor. Asta, da. Chiar la Râșnov s-a amânat o etapă de campionat european la trambulină, tocmai din cauza lipsei zăpezii. Așa este. Noi încercăm să ne adaptăm, ne transformăm în vânători de zăpadă. Dacă nu vine zăpada la noi, mergem noi la ea. Nu e ușor. Facem naveta să căutăm locuri înzăpezite, dar asta este. Situația ne obligă. Am fost de atâția ani cei mai buni în orientarea pe schiuri și nu puteam să ne lăsăm pe tânjală și anul ăsta, indiferent de motive. A ieșit până la urmă foarte bine, am terminat cu foarte bune rezultate sezonul ăsta competițional. După ce tragem linie, după ce am tras linie, ne-am dat seama că, nu știu, mai bine poate că nu se putea în atare condiții. Sunteți, cred că, la vârful de formă în ceea ce privește numărul de medalii și voi începe să vă provoc spre ultima competiție la care ați participat, Cupa României de Orientare pe Schi, pentru că, iată, spuneam, sunt trei mari competiții, ultima dintre ele Cupa României. Da, acolo am invers. Deși a fost ultima, poate a fost cea mai plăcută competiție, în sensul că ne-a ajutat, în primul rând, condițiile atmosferice, deși poate că ninsoarea ne-a dat un pic de bătăi de cap, ne-a acoperit urmele, dar vedem, nu putem... Vedem și imagini. Da, uitați ce frumoasă e zăpada, care o vedem deja numai în poze. În Baia Mare, nu știu, de mult n-a mai fost asemenea zăpadă, dar să revenim. Organizatorii s-au străduit să ofere o competiție foarte faină. S-au descurcat excelent, au făcut rost de utilaje, de bătut urme. Aproape profesional s-au pregătit aceste urme. Toți concurenții au fost încântați, în primul rând, de calitatea urmelor, de hărțile foarte bune și, până la urmă, de ce nu, câștigătorii s-au bucurat de medaliile obținute și, clar, au fost câștigători meritoși, deoarece în condiții foarte bune de concurs pot să rezulte doar câștigători meritoși. Ne-a mers foarte bine și aici. În aproape toate categoriile am reușit să cucerim locul întâi. Ne-au scăpat două sau trei categorii, dar nu ne pare rău. Suntem foarte mulțumiți cu cele 19 medalii până la urmă obținute la Cupa României din acest an. Dacă îți permite să spunem și locurile cele mai meritoase, locul 1 la feminin 12 ani Tania Sabău, la feminin 14 ani Andreea Manu,
Hreniuc David, masculin 14 ani, Alexandru Roman, feminin 16, Alexandra Roman, feminin 16 ani, Alexandru Cătană, deja un consacrat al acestor discipline, masculin 16 ani, Alina Tecă, feminin 18 ani și Alexandru Biro, la masculin 20 de ani. Locurile 2, la fel de multe, Alexandru Cotai, masculin 12 ani, Gabriel Cătană, 14 ani, Alexandra Crăciun, 16 ani, Cătălin Vădean, 16 ani, Denisa Tecar, 18 ani, Ionuț Crișan, 20 de ani, Izvan Sebeștie, 21 de ani și Lucia Pop, care este și antrenoarea colegă cu dumneavoastră în staful tehnic, la feminin 45 de ani. Locuri 3, 4 la număr, Luca Strâmbu, 14 ani, Samuel Ghis, 16 ani, Denisa Ghiță, 18 ani și Sergiu Mate, 20 de ani. Iată o salbă de medalii impresionante la o competiție, cum spuneați, extrem de bine realizată, cu o infrastructură bine pusă la punct, care v-a permis să defilați. Da, exact. Dacă condițiile ne ajută, v-am spus că sunt premisele obținere unor rezultate frumoase pentru noi. Trecând la cea de-a doua competiție, să spunem că cu ocazia acestei etape, acestei ediții de Cupa României, ați avut și o altă competiție, ați fost prezent și la Trofeul Maramureș, ediția 47, și la Cupa Spria Nord, ediția 1. Așa este, Cupa României a constat în cumularea rezultatelor din cele două etape, dar organizatorii locali au ținut să premieze și separa cele două zile, respectiv prima etapă de concurs și a doua etapă de concurs, cu cele două cupe amintite de dumneavoastră. Și acolo, bineînțeles, că am performat, am reușit să cucerim 36 de diplome și acolo, în aceste competiții. 36 de clasări pe podium, iată un bilanț extrem de remarcant în istoria clubului Băimărean. Trecând de la o a doua competiție la fel de importantă, însă de data aceasta de nivel internațional, haideți să vorbim puțin și de campionatul european de orientare pe schi, găzduit de Velingrad, Bulgaria. Un campionat de orientare european sau mondial vrea să fie pentru noi un apogeul acelui sportiv, în sensul că pentru așa ceva concurenții se pregătesc, sportivii noștri se pregătesc și își doresc să ajungă la un asemenea nivel. Cel puțin să concureze, după care să și obțină rezultate, să performeze în acest. Poate că este țelul suprem a unei pregătiri de un an pentru exact, un sportiv. Exact, cam asta este țelul unui sportiv adevărat, bineînțeles. În fiecare an, cam de prin noiembrie, decembrie, noi începem selecția lor. Cei mai buni, urmând să participe, an de an au participat și sperăm și de acum încolo să participe la aceste competiții de vârf pentru orientariștii pe schiuri. Anul ăsta ne-am prezentat și noi la Campionatul European de Orientare pe Schiuri pentru juniori din Bulgaria, Velingrad, Bulgaria. În primul rând, despre condiții. Și acolo s-a văzut acea lipsă a zăpezii, au fost pete întregi, fără zăpadă, pe care efectiv s-a alergat pe schiuri. Neobișnuit, dar trebuie să ne adaptăm. După aia, temperaturile fiind ridicate, s-a schiat și prin belți de apă. Dar asta este, nu avem timp. Un concurent serios nu are timp să ocolească o baltă sau să caute un petec de zăpadă, să ocolească acea... Asta cu riscurile de a-și deteriora schiurile, pentru că iată, vorbim de materiale asta, profesioniste. Da. Deci asta e partea a doua. Noi încă nu putem să ne permitem să ne procurăm schiuri de nivel foarte înalt, să spun, gen la 500 de euro perechea, cam așa ar fi un schiu performant, cât de cât. Sigur, de nivel mediu. De nivel mediu, da, pentru că nimeni nu-și permite, totuși, cum vedem la Olimpiadă, acele bijuterii. Nu, orientariști în general nu-și permit. Noi nici atât, ca federație, ca și club sportiv cu
bugetul nostru nu, nu ne permite. Dar, într-adevăr, ne doare sufletul că trebuie să deteriorăm acele schiuri, nu avem ce face. Plus suntem că sunteți cam tot timpul predispuși la accidentări în atare condiții. În urma antrenamentelor de acest gen, accidentele apar mai rar, pentru că nu suntem novici, ne adaptăm la orice fel de teren. Asta este caracteristica unui orientarist. Deci, accidentările poate cad pe planul 2. Într-adevăr, acele deteriorări de materiale apar, ne doare sufletul, dar nu avem ce face, mergem înainte, le înlocuim și mergem mai departe. Ca și rezultate, la individual am început cu probele individuale ale juniorilor și începeau să ne dea speranțe într-o evoluție bună Adrian Iacob, Alexandru Catană și Cătălin Vădean, care s-au clasat undeva pe la mijlocul clasamentelor, începând cu locurile 18, 21, 25, și atunci a apărut marea noastră speranță, o clasare foarte bună în proba de ștafetă. Și acești trei componenți, până la urmă, au evoluat foarte bine, suntem foarte mândri de evoluția lor, au reușit un loc 6 la campionatul european, ceea ce în sporturile de iarnă în general și în orientarea pe schiuri în particular, este o performanță foarte bună pentru noi, cu care putem să ne mândrim. E mai important, o importanță mai mare aceste performanțe e de faptul că acești copii au doi componenți cu un an mai mică vârsta decât le permite categoria, respectiv abia împlinesc 16 ani, în condițiile în care vârsta maximă permisă este de 17 ani, și al treilea component abia va împlini 15 ani în august. Deci ei au dreptul să concureze în aceeași formulă și anul viitor. Dacă anul ăsta au luat locul 6, un noi pentru începem România, să visăm. Că vorbim deja de un lot omogen. Da, pentru participarea în 2019 la această competiție. Exact, nu neapărat să fie vârfuri, dar acest lot fiind omogen, noi sperăm, crescând în valoare încă un an de zile, anul viitor să ne clasăm, de ce nu, și mai bine. Iar rezultatele sunt cu atât mai meritorii în condițiile în care, iată, v-ați clasat înainte unor națiuni importante, Suedia, Bulgaria, în ceea ce privește orientarea. Așa este, întotdeauna când începem să studiem listele de start, apar doar nume consacrate. Vorbim acum de proba de ștafetă. Sunt țările nordice, Cehia, Rusia, Estonia, Finlanda, și încep să numeri cam pe cine ai putea învinge ca să aspirăm și noi la un loc mai sus. Deci lupta este foarte grea, foarte aplică cu aceste, până la urmă, țări de tradiție în sporturile de iarnă. Uite, așa am reușit până la urmă să învingem Suedia și țara gazdă, Bulgaria, care și ea totuși... Suedia care are orientarea ca sport național. Așa este. Am reușit totuși, iată, să învingem câteva țări, să ne clasăm pe locul 6. Le adresăm felicitări și pe această cale sportivilor și, repet, sperăm la o clasare și mai bună anul viitor. Performanțe reușite cu ajutorul dumneavoastră și a doamnei Lucia Pop. Așa este. Pentru că acești tineri sunt pregătiți de... Așa este. Marea, de fapt singura pregătire pe care s-a reușit să se facă anul ăsta cu acest sport, ei au fost în cadrul clubului. Clubul a făcut toate eforturile ca să ne prezentăm cu acest sportiv pregătiți să se afle în forma de vârf la aceste competiții. Federația Română de Orientare ne-a ajutat cu cheltuiala unei părți din deplasarea la acest campionat european. Le mulțumim și pe această cale. Suma nu a fost mică, dar în condițiile date, noi ne mulțumim deocamdată și cu atât. Și cu o cheltuială totuși minimă, s-a reușit o performanță până la urmă foarte bună. Cum reușiți aceste performanțe chiar la nivel internațional, în condiții în care, deși suntem poziționați din punct de vedere geografic foarte bine, lipsește tocmai esența sportului, zăpada? Pentru că avem stațiuni importante, însă poate cu prea puțină zăpadă pentru
accesibilitatea practicării la nivel înalt al acestui sport. O altă problemă era cea a hărților, cea a antrenorilor. Deci unele dintre ele s-au mai remediat și s-au pus la punct. Dar problema naturii, zăpada care vine asta de la natură... Asta nu știu cum să o remediem. Chiar așa, ne vom gândi cum și reușiți totuși să supliniți, să schimbați locațiile de pregătire, urcați la cote mult mai înalte? Deci asta e clar. Vă dați seama, cred că vă amintiți, că în Baia Mare nu știu dacă au fost poate 3 zile de zăpadă. Cam așa mi-aduc eu aminte că am schiat 2 sau 3 zile de zăpadă. Pe zăpadă în Baia Mare. În rest, așa cum v-am spus, ne-am transformat în vânători de zăpadă și în principiu am urcat foarte mult la izvoare. Am făcut naveta. Nu e ușor. Aproape o oră dus, antrenament, aproape o oră înapoi. Așa se cam pierdea ziua. Pentru dar până la urmă a folosit. Trebuie să spunem că în zonele obișnuite de concursuri și de antrenamente, pentru acelea și există hărți. Urcându-vă la diferite altitudini și pe anumite pe anumiți versanți ai munților și ai noștri, nu există hărți de concurs. Un lucru care este decisiv într-o competiție, da, deci de orientare. Nu, așa este, nu există hărți, dar există cu ei un antrenor care știe să facă hărți. Și atunci, nu odată, dacă aveam 6 zile, 7 zile de pregătire într-un loc anume, eu îmi rezervam 2 zile în care să creez acolo condițiile necesare pentru a se putea face o hartă de orientare. Și întotdeauna reușeam treaba asta. A fost greu la început, mi-am adaptat metodele de lucru din mers, le-am perfecționat și acum întotdeauna unde mergem să facem un cantonament, nu există să nu avem la și o hartă la dispoziție, o hartă de orientare. În subsidiar și aici trebuie să discutăm, pentru că trebuie să ai la rândul tău ca și club un antrenor pregătit și capabil să întocmească o hartă. Păi cam de aici pornește totul. Și pentru că așa... să nu înțeleagă lumea că întocmirea unei hărți în orientare este un lucru oarecare. Nu este un lucru oarecare. Cu atât mai mult cu cât elementele din natură sunt foarte schimbătoare. Asta, și aici mă refer, da, la solul traseului. Da, asta nu... Pentru că distanțele rămân în principiu aceleași. Deci nu discutăm de distanțe, ci de da, natura gradul, e, gradul natura de, e în continuă de transformare. Accesibilitatea traseului. Da, dar să nu vă gândiți că în cele 2 zile de concurs, eu când întocmesc acea hartă, va fi o hartă de mari dimensiuni sau ceva foarte, foarte profesional. Nu există om care în 2 zile să facă așa ceva. Dar pe suprafețe mai mici, lucrând, mă rog, și după orele de stingere a copiilor, în timpul orelor de somn, se poate în 2 zile să asiguri hărți cât de cât pentru a se putea folosi la antrenament. Să spunem, pentru un stagiu de pregătire, un stagiu de cantonament, exact. Al copiilor pe care îi pregătiți. Și așa există hărți la, nu știu, pe unde am fost, pe la Constanța, pe la Ocna Șugatac, uite așa sunt. Și mai e o problemă, având trasee noi, bănesc că trebuie să-i și asistați pe acești copii, pentru că vorbim de sportivi destul de tineri, chiar așa copii. Este. Da, deci așa este, nimeni nu s-a născut orientarist și... Adică îmi place, nu neapărat îmi place, dar sunt alături de unii copii care într-adevăr trăiesc un traseu de orientare și vin câteodată chiar plângând sau foarte supărați, nu mai poți povesti cu ei din cauza faptului că nu au reușit să termine un traseu sau au greșit foarte mult și noi trebuie să fim alături de ei, să le explicăm că nimeni încă nu s-a născut orientarist. Chestia asta se învață. Doar se învață și nu, nimeni nu a învățat într-o zi, în două, într-o săptămână. Se învață în an de zile. Aceasta exact pare a fi mentalitatea de învingător. Așa este. Faptul că tot timpul nu se mulțumesc cu prea puțin. Da, da. Și copiii ăștia, sigur, e o dovadă că va ieși ceva din... Pentru că, iată, vorbim de sportivi de 12 ani. 12... Care sunt în formare, caracter în formare... preocupările lor ar putea să fie altele și ei totuși... Este categoria de 12 ani, dar rețineți aspectul că
tot ce este sub 12 ani intră în categoria de 12 ani. Am avut o fată la categoria 12 ani care avea doar 10 ani și a venit pe locul 3 în categorie. Trecând de la cea de-a treia competiție, Campionatul Național de Orientare pe Schiuri, din nou cu o salbă de medalii, dacă nu greșești, 74 la număr. Da, astea sunt 74 de diplome, 74 de medalii. Dar proba de ștafetă, având 2 sau 3 componenți, cei 2 componenți sigur că primesc fiecare medalia lui, dar se rezumă doar la un. Se contabilizează un singur loc. Da, și de fapt ele sunt doar 62, dar 74 de medalii, într-adevăr, așadar, ca locuri sunt doar 62. Dar nu contează, asta este un amănunt. Important e că ce ne-am propus anul ăsta, la începutul anului, să mergem în sus, deocamdată suntem în grafic. Este un an mai bun de iarnă ca cel precedent, atât pe plan național cât și pe plan internațional, clar cu acel loc 6 la campionatul european plus, campionatul național plus Cupa României. Rezultatele ne arată că ne-am depășit condiția de anul trecut. Poate că aceasta ar putea reprezenta și un element să spunem, de regândire a sistemului de premiere la sfârșit de an, pentru că o să vă provoc la altă întrebare, deși timpul până la pauza publicitară ne mai desparte. La momentul de față, autoritățile locale, județene, dar și Direcția Județeană pentru Tineret și Sport premiază performanța cu anumite criterii. Însă, dumneavoastră obțineți la nivel național foarte, foarte multe medalii, iar la finalul 2017 nu ați fost cu niciun sportiv între primii 10 pe Maramureș. E un paradox. Trebuie într-adevăr studiate cu atenție criteriile de este un aspect punctaj. Un aspect foarte important și un aspect de studiat. Nu, sigur, nu odată nu vorbesc pe un ton de ură, de acuzator. Exact, ăsta e cuvântul. Dar trebuie totuși revăzute anumite criterii, pentru că s-au auzit unele voci, ar fi acele ierarhii mai corecte, mai puțin corecte. Trebuie studiate, după părerea mea, trebuie studiate mai multe variante, trebuie aplicat urechea către cei din sport, de contabilizate mai multe păreri și până la urmă să se întocmească un... Pentru că luat așa, grosso modo, ierarhiile care ar trebui să stea la baza acestor nominalizări, acestor premieri, ar fi Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale, Campionate Europene, după care pe plan intern Campionate Naționale, Cupa României. Foarte bine și foarte multe medalii reușiți pe plan intern. Foarte, foarte multe. În condițiile în care la nivel european aveți doar un singur campionat european, un singur campionat mondial, cu o dificultate extrem de mare. Vorbim de locul 6 ca o mare realizare a României și a clubului Electrosistem, într-o competiție cu o ierarhie foarte bine stabilită. Da, așa este. Avem nenorocul ca în acest sport, deși munca este extraordinară, apreciez munca copiilor în totalitate, 100%, ajungem la un nivel foarte, foarte ridicat pentru condițiile noastre de pregătire, baze materiale și așa mai departe, se știe. Dar nu putem ajunge la nivelul acelor țări care pentru un aspect își aduc 10 oameni și din România pleacă un singur om ca să rezolve 10 lucruri. Deci nu putem să luptăm cu așa ceva. Dar prin pregătirea noastră, așa, ca să schimbăm tehnicienii, să schimbăm oamenii, sunt sigur că acest sportiv poate să ajungă mult mai departe. Deci ăsta e nenorocul nostru. Și vă voi da doar două exemple. Faptul că la premierele de la final de an ați reușit doar pe palierul premiilor speciale, doar două nominalizări. Locul 5, Alexandru Cătan de ACS Știință Electrosistem Baia Mare, la egalitate cu Lorena Micu de la Kung Fu, și un loc nou, Roxana Culcean, Știință Electrosistem
pe palierul de premii speciale. În timp ce aceeași Roxana Culcean apare în toate clasamentele Federației Române de Orientare, atât la orientarea pe scurt, cât și la cea de orientarea în alergare, pentru sporturile, să spunem, pe timp de vară, vară, primăvară, toamnă. Deci este foarte bine cotată la nivelul federației, dar la premii în Maramureș nu este atât de bine cotată ca poziționare. Bun. Deci nu depinde de mine aceste. Nu spuneam de mine că este un subiect de meditație, dar și de sus. Într-adevăr, merită studiat și. Pentru că toate aceste pot fi ajustate. Toate aceste elemente pot fi ajustate și duse spre o ierarhizare mult mai clară și mult mai. Poate ajustate, dar eu zice îmbunătățite. Pentru că nu există lucru perfect, dar îmbunătăți se poate. Noi vom lua un scurt calup de publicitate, după care vom reveni cu partea a doua a emisiunii și implicit cu cel de-al doilea subiect, nu înainte de a mai discuta cu domnul Ivan Sebeștien, director al clubului sportiv Electrosistem Baia Mare. Dorești să-ți înmatriculezi mașina în cel mai scurt timp? Avem pentru tine soluția. De la programare până la înmatricularea definitivă, apelează cu încredere la FIC Broker, agent de asigurare Călin Fițigău. Telefon 0749 945 843. Florăria Ikebana aduce zâmbete, buchete deosebite, livrare promptă, prețuri accesibile. Comandă un buchet frumos, parfumat și delicat pentru persoana dragă din viața ta. Personalul amabil și prietenos vă așteaptă cu cele mai bune recomandări. Ikebana vă livrează flori și buchete la domiciliu. O lume a tuturor posibilităților, în care trăim, visăm, muncim, o vrem curată, armonioasă, prompt și impecabil de fiecare dată. Housekeeping, ne cunoașteți și creștem odată cu voi. Curățenie profesională în instituții, supermarketuri, hoteluri, case particulare, hale industriale, peisagistică și întreținere spații verzi, dezinfecție, dezinsecție și deratizare, vânzare de echipamente de protecție, facility management, housekeeping, detaliul curățeniei. Ce înseamnă să nu te poți bucura de minunile vieții? Ce înseamnă să nu te poți bucura de desenul copilului tău? O viață trăită în întuneric merită schimbată. Cu ajutorul doctorilor specialiști, cu aparatură de ultimă generație, la Clinica Vitreum, vreau să încerc o schimbare. Cu ajutorul chirurgiei refractive, am reușit să scap de ochelari, operație care a durat 5 minute. Dăruință, tehnologie, performanță. Într-un cuvânt, oftalmologie. La Clinica Vitreum. Dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262-274-508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Magazinul Compact. Zi de zi, aceeași eleganță în servire. Aceeași calitate superioară a mărfurilor. Aceeași atenție față de cumpărători. Compact. Mereu magazinul tău preferat. Dacă nu crezi, hai la Compact ca să vezi. Domnule Avramescu, o partidă grea astăzi în fața liderului Academia de Handbal Ninaur. Discuțiile despre clubul sportiv Știința Electrosistem Baia Mare și îl voi întreba pe invitatul meu de astăzi, domnul Ivan Sebeștien, directorul acestui club, despre proiectele clubului de orientare în 2018. În primul rând, clar, durerea noastră din fiecare an este
popularizarea orientării, care este foarte la un nivel foarte scăzut. O să încercăm pe toate căile să ridicăm orientarea, să o popularizăm, să o aducem ca un sport cunoscut cel puțin în Baia Mare, după aia și în județ. Avem diferite activități în plan, o să le și punem la punct și o să le și materializăm. După aia, pe planul strict de performanță, clar, cum am povestit, țintele noastre principale sunt competițiile internaționale, unde încercăm să dăm loturilor naționale cât mai mulți sportivi. Și în speță încercăm participarea cu cât mai mulți sportivi la campionatul european de sud-est de anul ăsta din Slovenia. Anul trecut am câștigat la aceste competiții 5 medalii, între care 3 de aur. Ne-a plăcut și nu putem să nu ne gândim la aspectul că putem și mai mult. Și cum trendul nostru este ascendent, nu ne îndoim de faptul că vom reuși mult mai mult anul ăsta. La fel de provocatoare sunt și etapele de campionat național, acele etape de parcuraj. Da, una dintre ele găzduită chiar de Baia Mare. Da, după competițiile internaționale, clar urmează să participăm la campionatele naționale din acest an, la diferite probe. Acel campionat național de parcuraș este, până la urmă, deși este cel mai scurt din întreg programul nostru competițional, el se desfășoară pe parcursul a vreo 15 etape în toată țara, în care după fiecare cursă se acordă puncte și ele se contabilizează la sfârșitul anului. Este o provocare mare acest campionat național, dar totuși este costisitor până la urmă să ne plimbăm prin toată țara după acele puncte și până la urmă vom analiza atent la care starturi să ne prezentăm pentru a da randament maxim. Pentru că la toate este imposibil să participăm. Să spunem că a început în februarie cu Salinele Urnele Mari, în martie București, aprilie Târgu Jiu, în mai Băiana Brașov, tot în mai Pitești, tot în mai Hunedoara, în luna iunie Roman și Victoria, în luna iulie tot în Victoria, în luna august 3 etape, Constanța, Baia Mare și Alba Iulia, cu o etapă de campionat național în 18-19 august, data la care veți organiza și Cupa Electrosistem, o altă competiție de anvergură și de înaltă ținută. În septembrie, numai puțin de 3 etape, Târgu Mureș, Câmpina și Craiova și cu ultima, 20-21 octombrie, la Râmnicu Vâlcea. Iată, cam în toată țara vă plimbați pentru a obține puncte, pentru că, să spunem... De la Baia Mare la Constanța, de la Constanța la Craiova, de la Craiova la Roman. Deci este foarte, foarte greu de participat la toate. Dar, repet, cu un studiu atent al calendarului și a șanselor fiecărui sportiv, e posibil ca la Roman să deplasăm doar 2 sportivi, la Craiova 4 sportivi, în funcție de interesele. Și vă veți realiza targetul și dacă veți elimina unele dintre participări? Noi sperăm că da. Dacă am cunoaște viitorul, am jucat la loto și nu mai fi aici. Nu știm ce ne rezervă viitor. Tot din punct de vedere a competițiilor pe plan intern, 51 la număr afișate pe site-ul de profil al Federației Române de Orientare, cluburile din Baia Mare și implicit Electrosistem, dar și altele, organizează numai puțin de 4-5 chiar manifestări, 4, să spunem, a 5-a este una de anvergură națională, în 17 martie Cupa Indoor, CSM Maratini Vulus, în 18-9 august, două manifestări organizate de dumneavoastră, CS Electrosistem Baia Mare, etapa de campionat național Parc Oraș și Cupa Electrosistem, și în 8-9 septembrie Cupa Racing Garage. Da. Iar, de ce spuneam, a 5-a, 23 mai, Ziua Mondială a Orientării. Este și aceasta o competiție sau o manifestare la care ați accesat? Bineînțeles, deci ne folosim de titulatura de Ziua Mondială a Orientării pentru a promova orientarea. La așa ceva se referă această titulatură. Ce dorește Federația Internațională de Orientare prin această manifestare? Să fie o zi dedicată orientării, în care să iasă, să facă, parcurgă un traseu de orientare cât mai mulți oameni
de pe tot globul. În fiecare an ei așa fac, contabilizează toate participările la o manifestare de orientare, indiferent sub ce formă, și cam într-o lună se dă publicității rezultatul final. Și an de an s-a dovedit că acest număr este în continuă creștere. Și aici, neincluzându-i doar pe cei care fac performanță, pentru că și la nivelul Federației Române de Orientare sunt în jur de 4.000 de sportivi, dar sunt incluși doar cei din categoriile 13-35 de ani. 400. Da. Cei care activează peste aceste categorii, și aici mă refer la cele de open, de seniori, veterani, nu sunt incluși în aceste categorii. Da, deci în acea zi, într-adevăr, toți iubitorii de mișcare, că au făcut vreodată orientare, că n-au făcut, invităm să participe pentru prima oară, să 384 facă, de sportivi. Să facă un traseu de orientare. Deci oricine poate fi. Este o zi dedicată orientării, indiferent dacă omul face performanță sau nu. Pentru că ne mai despart foarte puține momente de final acestei părți a emisiunii, să spunem și despre partea de finanțare a clubului. În continuare, cine vă susține și spre cine vă veți îndrepta atenția în condițiile în care așteptați niște bani, niște finanțări? Sigur, totul pornește de la bani, în orice aspect, că e sport, că e afacere, că e cultură, că e orice aspect, totul pornește de la bani. Acum, trendul finanțării pare să scadă, dar nu e de mirare, având în vedere cam ce se întâmplă în țară, agitațiile și așa. Probabil ne gândim noi din cauza politicului, nu știm, zicem, nu cunoaștem aspectul. Dar, în fine, noi încercăm să ne adaptăm la orice. Oricum, principala noastră sursă de finanțare până la urmă rămâne Societatea Comercială Electrosistem, principalul nostru sponsor, prin domnul inginer Blașco Ștefan, directorul general al societății. O mare parte din finanțare ne asigură și Clubul Sportiv Universitar Știința, prin domnul director Zanfir Mesaroș și domnul președinte îmi scapă numele, îmi amintiți, vă rog, de la rugby, Andrei Sudin. Nu. Răduc Pop? Nu, e și senator sau... Călin Matei. Așa, domnul Călin Matei. După aia, prin dosarele de finanțări nerambursabile depuse la Consiliul Local, Consiliul Județean, primim și de acolo o importantă sumă de bani, care este folosite de către noi, cam astea sunt. În rest, avem și finanțări proprii. Trebuie să apară ghidul de finanțare. Da, o să apară... Undeva în luna martie. Așa, o să apară ghidul, vom vedea cum va fi. În rest, mici sponsorizări, mici fonduri proprii, cum ar fi, de exemplu, taxe de participare la competițiile organizate de către noi, cam astea sunt. Din ceea ce prognozați dumneavoastră, va fi bugetul pe 2018 sau este deja, pentru că e deja contura și creionat, este la fel de mare sau mai sau diminuat față de cel din 2017? Pentru că totuși putem să existe un galerie. Încă suntem la începutul anului, noi sperăm să fie cel puțin ca și anul trecut, dar nu cunoaștem intențiile, de exemplu, celor de la Consiliul Local, Consiliul Județean. Consiliul Județean chiar și-a arătat intenția de a efectua o vizită la mai toate cluburile pentru a lua pulsul problematicilor din teritoriu. Da, așa este. Unele cluburi deja au fost vizitate, altele urmează să fie vizitate. Ne bucură deschiderea asta a Comisiei de Sport din cadrul Consiliului Județean. Îi așteptăm cu nerăbdare, noi sperăm să ne înțeleagă problemele, să le dovedim că suntem totuși
cel mai bun. Este un lucru benefic, faptul că vin autoritățile la fiecare club în parte și ascultă doleanțele. Văd problematicile care există, pentru că fiecare ramură disciplină sportivă are specificul ei, de cheltuieli, de problematici, de competiții. Vorbim de diverse problematici. Așa este, eu o repet, noi așteptăm cu nerăbdare. Avem conturate câteva probleme pe care dorim să le discutăm cu dumnealor. Dacă au spus că sunt deschiși la colaborare, sigur ne vor înțelege doleanțele și toată lumea va avea de câștigat pe partea asta. Ca o întrebare surpriză, indirect, credeți că acest discutat proiect pus pe tapetă zilele trecute cu înființarea acelui complex național sportiv Baia Mare va avea un factor benefic sau un factor pozitiv sau se va restrânge pozitiv și asupra orientării? Asupra orientării neapărat nu cred. Pentru că vorbim în principiu de niște baze sportive trecute la minister. Okay. Și de aia spuneam indirect, dumneavoastră, vorbind de un centru medical de refacere sportivă, de teren de rugby, baza de atletism, de la care dumneavoastră nu aveți acces în mod direct. Da, deci toată lumea știe că stadionul nostru este pădurea. Nu văd cum cel mult autoritățile locale să ne ajute prin păstrarea pădurii, să nu fie tăiate. Dar prezența factorilor de la nivel ministerial, prezența acestora mult mai deasă în Baia Mare poate fi un element care să susțină și alte discipline sportive față de cele direct vizate aici? Eu, sincer, am legături doar tangențiale cu celelalte sporturi și implicit nu am apucat să studiez exact ce înseamnă ce ați spus dumneavoastră. Dar cel puțin pentru sporturile direct vizate, astea ar trebui să fie un pas înainte, din punctul meu de vedere. Să vedem și cum se vor concretiza până la urmă. Să nu vindem pielea ursului din pădure. Totul e doar la nivel de zvon. Dacă într-adevăr se va și concretiza, eu zic că cel puțin sporturile direct vizate, clar vor avea de câștigat. Nu știm orientarea pe tema asta, ce ar avea de câștigat. Vom vedea, dar, repet, mă bucur pentru celelalte sporturi că dacă, repet, se concretizează această idee, acest proiect, m-aș bucura pentru ei. Domnul Domnșaul și domnilor, iată că invitatul din această seară, să spunem, și-a expus în mare măsură câteva dintre proiecte, realizările de excepție ale acestei prime părți a anului 2018. Este vorba de directorul Clubului Sportiv Electrosistem Baia Mare, domnul Ivan Sebeștin, căruia îi mulțumesc pentru prezența în această seară și vă aștept, să spunem, într-o lună, o lună și jumătate, cu siguranță veți veni cu tolba din nou plină cu informații sportive. Încă o dată mulțumiri pentru prezența în cadrul emisiunii Sport Plus. Noi vom continua, stimați spectatori, cu partea a doua, cu elemente din lumea handbalului și vă voi prezenta sau vă voi lăsa să urmăriți două interviuri realizate la finalul partidei CSS 2 Baia Mare, Clubul Sportiv Arena Târgu Mureș, un meci de junioare 2, seria H, etapa 7, un meci încheiat 22-22, Liana Costea, antrenor CS Arena Târgu Mureș și Simona Măr Pașca, antrenoarea echipei CSS 2 Baia Mare. Doamna Liana Costea, un meci dificil, ați fost conduse și cu 4 goluri în a doua repriză, însă ați reușit o revenire și să smulgeți o remiză 22-22. Da, noi am venit din păcate cu 2 accidentate și ne-au mai lipsit 2 jucătoare de bază, dintre care una este plecată la campionatul mondial școlar în Qatar, la Doha. Suntem fericiți pentru ea și mândri, iar cealaltă este la Centrul Național de Excelență și mâine are etapă, am considerat că nu este necesar să o aducem, deoarece anul ăsta noi nu avem obiectiv. Un meci foarte bun a fetelor mele, sincer este o surpriză plăcută și eu spun că la anul noi vom avea un cuvânt de spus, pentru că echipa, cum am fost astăzi, m-am prezentat-o pe teren, avem o singură jucătoare de 2001, restul sunt 2002 și 2003. Un număr 7 extrem de
impetos la dumneavoastră, deși cred că este cu o generație mai mică. Da, asta spuneam, suntem pe anul mic de juniară 2. La anul vom avea pretenții și să sperăm că vom face, ne vom îndeplini obiectivul pe care îl propunem de la vară. În ce a constat secretul acestei remize? Pentru că ați avut o bancă de rezervă extrem de restrânsă. Cred că fetele și-au dorit și nu cred, sunt sigură și asta este valoarea lor, a vrut să-și demonteze valoarea. Aveți o etapă destul de accesibilă runda viitoare, vei juca acasă cu CSS Viitorul Cluj. Da, nu știm dacă este accesibilă, am înțeles că echipa de la Cluj s-a întărit cu ceva jucătoare, dar vom avea și noi cele două jucătoare săptămâna viitoare la joc. Care este obiectivul echipei dumneavoastră acum pe final de... În primul rând să nu ne accidentăm, că din păcate avem două accidentate, una este operată de ligamente de anul trecut, una urmează. Să creștem în valoare și să muncim să putem de la anul să mergem în campionat așa cum doresc eu, cu o linie ascendentă până în turneul final. Vă mulțumesc și multă baftă! La fel! Doamna Simona Maior Pașca, un meci greu astăzi în fața formației din Târgu Mureș, o formație care pe ultimele minute a reușit să remonteze handicapul și să obțină un egal nesperat 22-22. Da, din păcate ne-am relaxat foarte repede și au reușit să ne egaleze. Din păcate avem și două jucătoare de bază lipsă, din păcate operată de ligamente, și una cu o clipă care a țintuit-o la parte exact înainte de meciul acesta. E greu să remontezi, dar din păcate am avut meciul în mână și pe greșeli copilărești au reușit să... Unde credeți că au speculat oaspetele vulnerabilitățile echipei dumneavoastră? Pot să zic că am și ratat foarte mult. Am avut și ghinion, am dat, cred că, 6 sau 7 bări. Și cam acolo s-a... Ați avut inclusiv un avantaj de 4 goluri. Da, da. Acolo este problema, pentru că la nivelul ăsta 4 goluri sunt destul de... Urmează un joc dificil pe terenul liderului Olimpic Târgu Mureș. Da, Olimpicul are o echipă foarte bună, cu juniorele 2 joacă în divizie, deci e foarte greu, dar noi mergem să facem un meci frumos și prin meci urtat putem să creștem și să progresăm. Vă mulțumesc și mult de baftă! Foarte rapid vă invit să urmăriți și interviul cu Magda Kovács, antrenoare echipei CS Phoenix Baia Mare. Interviul realizat la finalul partidei CSS 2 Baia Mare, CS Phoenix, 24-31, la pauză 15-13. Doamna Magda Kovács, o victorie importantă astăzi într-un derby al seriei H la junioare 3, 31-24 cu rivala, să spunem, CSS 2. Țin să le felicit pe fete pentru că au luptat până la sfârșit. Echipa din CSS 2 nu o consider rivală, doar asta e, suntem din același oraș, chiar suntem prietene, dar pe teren trebuie fiecare și-au făcut datoria și ele și noi, la noi ne-a mers mai bine decât lor. Toate că au început foarte bine, la 7-1, era la un moment dat, echipa mea și-a revenit, mă bucur, le felicit încă o dată și așteptăm tragere la sus pentru semifinalele din aprilie. Ce le-a spus fetelor la pauză? Pentru că, iată, în cel de-al doilea mitan ați avut o apărare mult mai agresivă și cu o poartă de excepție. Are lucruri, nu le-am spus, pentru că ele știu ce să facă, doar le-am îmbărbătat, trebuie să joace până la capăt, dacă câștigăm e bine, dacă pierdeam la fel, trebuie să pierdem cu fruntea sus și să mergem mai departe. Urmează o etapă mult mai ușoară la ocupanta acasă, cu ocupanta locului 7, Alfa Oradea. Așteptăm meciul, s-ar putea să se devanseze, să nu jucăm în 4, ne-au rugat domnul de la Oradea să jucăm în data de 2, dar acum înainte noi avem meciul un pic mai ușoare și o să profit de faptul să joace și celelalte fete care n-au jucat, să joace și ele mai mult, să vadă cum se duce un meci 50 de minute, pentru că, mă mai repet, ne pregătim pentru semifinal. Evidențiați astăzi vreo jucătoare? Toate. Vă mulțumesc! Plăcere!
Venim din nou cu un alt interviu, veți urmări pe Silviu Surducan, antrenorul Academiei de Handbal Minaur. Academia care s-a impus cu un scor impresionant 37-20 într-un derby din, de junior 2, etapa 7, în fața formației CS Marta Baia Mare. Silviu Surducan, o partidă poate mult mai ușoară decât vă așteptați, un tur de forță încheiat cu 37-20. Așa este. În drumul nostru spre obiectivul care ne l-am propus, turneul final, tratăm fiecare meci cu maximă responsabilitate și a fost într-adevăr o partidă puțin mai ușoară față de celelalte. Următoarele vor fi în compania celor de la Turda, în deplasare, pe urmă la Cluj și vom finaliza cu Satu Mare pe teren propriu. După meciul de astăzi, reușiți să vă păstrați avansul de 3 puncte, atât în fața echipele PS Cluj, cât și în fața Portaisei, unde îți vei juca etapa viitoare. Așa este. Este un avantaj, să zicem, bine meritat. Fiecare meci încercăm să-l câștigăm și să rulăm toți jucătorii care îi avem în componența lui. O tranziție foarte bună a balonului între faza de apărare și cea de atac. Crezi că ăsta a fost unul din secretele victoriei de astăzi? Da, ne-am propus ca să jucăm mai mult din minge și am încercat să ne facem jocul nostru obișnuit și să putem accede spre următoarele meciuri cu aceeași încărcătură tactică și fizică. Mulțumesc. Din nou un interviu cu Florin Mironescu, antrenorul echipei CS Minaur Baia Mare. Mironescu, care a pierdut din păcate cu echipa sa, CS Minaur Baia Mare, CSM Oradea, în 29-30, într-un derby al diviziei A, seria B, etapa cu numărul 12. Domnule Florin Mironescu, o partidă în grea astăzi în fața liderului, o partidă pe care ați pierdut-o, să spunem, în ultimele momente ale jocului, 30-29. Sigur, după cum ați observat, pe noi ne-am interesat mai puțin scorul, chiar dacă am jucat în fața liderului, pe noi ne-a intrat pe latura sportivă, am încercat și am reușit să dau șanse tuturor jucătorilor înscriși pe foaie să joace. Sigur că da, atunci, în prima repriză am avut jucătorii tineri de la prima echipă, cei juniorii pe bancă s-au motivat foarte bine, când atunci când au intrat în teren, cred că și-au făcut treaba foarte bine. Eu sunt mulțumit de copii, că dacă n-aveam ghinionul să ultima fază să fie bară, altfel era rezultatul, dar noi pe rasam suntem mulțumiți. Asta este rolul echipei a doua, să crească jucători pentru prima echipă. Un lider care astăzi cred că arăta mult prea puțin, pentru că doar din minutul 53 a reușit să egaleze pe tabela de marcaj la 25, iar în final să se desprindă la doar un gol. Nu se iau măsură să analizeze jocul echipei adverse. Eu sunt bucuros de faptul că elevii mei s-au bătut astăzi, s-au dăruit și retoadă și făcut față liderului. Urmează o partidă, o etapă mult mai ușoară săptămâna viitoare. Nu știu dacă e neapărat ușoară, și Timișoara tot așa are un proiect. Echipa a doua este formată în deosebit din jucători tineri și ei cresc pentru prima echipă. Va fi un duel interesant prin prisma faptului că se întâlnesc două cele mai tinere echipe din serie. Fostul tău jucător, Tudor Botea, crezi că a fost determinant în victoria formației bihorene? E un plus mare pentru Oradea. Tudor Botea este un jucător foarte bun în linia de 9 metri și ceea ce Oradea n-a avut până acum. Oradea se baza mult pe un joc în viteză, mult pe pătrundere. Atât cu vinerea lui Tudor Botea, jocul s-a schimbat, de aia am și folosit eu plusul în apărare, dându-i sarcini ca să anihileze interul stânga, interusă pe Botea. Dar să nu uităm și pe Porta, pe Lică, care e tot jucătorul Academiei, care și el așa ne-a pus probleme. Este îmbucurătoare și evoluția echipelor de tinere, juniori, cadeți ale Academiei, Academia care iată produce. Sigur, asta este scopul Academiei, să producă în continuare. Pentru asta muncim și suntem cu atât mai fericiți cât se văd și rezultatele muncii noastre. Vreun jucător evidențiat astăzi? Aș putea să... Nu sunt adeptul să... Pe rasamblă echipa s-a mișcat bine și a răspuns cerilor de pe bancă. Îți mulțumesc și multă baftă. Mulțumesc. Un ultim subiect pe care vi-l propun astăzi îl reprezintă cel derulat cu ocazia
implementării programului Talent Plan România, inițiat de către Federația Română de Handbal, un proiect care a vizat un stagiu centralizat de pregătire cu grupa de cadeți 2002-2003, inițiat la finalul acestei săptămâni la școala gimnazială numărul 5 Vasile Alexandri, iar pentru acest eveniment am stat de vorbă cu Lorand Șipoș, antrenor secund al lotului național de cadeți, și cu Claudiu Clonovski, antrenor Academiei de Handbal Minaur Baia Mare. Eu pun punct aici emisiunii Sport Plus. Vă invit să urmăriți cele două interviuri. Cu lumea sportului ne vom reîntâlni lunea viitoare. Toate cele bune, la revedere! Domnule Lorand Șipoș, iată o acțiune interesantă la școala gimnazială numărul 5, inițiată de Federația Română de Handbal în acest final de săptămână. Bună ziua! Da, este vorba de programul Talent, care a mai început deja în toamna anului trecut. Au fost deja două stagii de pregătire. Inițial am început cu generația 2000-2001 și 2002-2003. Acum, de acțiunea asta, trecem și la generația 2004-2005. Încercăm să coborăm cât mai jos. Este vorba de zona Transilvania aici. În afară de zona asta mai avem trei zone, zona Moldova, zona Bucureștiului și zona Banatului, cum ar veni Timișoara, Reșița și acolo. Încercăm să implementăm aceleași idei de bază. Încercăm să cunoaștem cât mai mulți jucători pasibili pentru loturile de junior și cadeți și mai jos. Este practic o acțiune de selecție a lotului național de cadeți și de cooptare a unor noi jucători spre aceste loturi. Da, sigur. Vrem să facem de înțeles că nici naționala de junior, nici naționala de cadeți nu este un grup închis. E deschis pentru toată lumea, e o singură rețetă ca să ajungi acolo, trebuie să lucrezi foarte, foarte mult, pentru că rețeta magică, secretul este, un singur drum este și calea muncii. Cine coordonează acest proiect? Acest proiect este coordonat de domnul Jordi Girard, antrenorul naționalei U18. El a început acest program. Am împărțit țara în patru zone, avem patru responsabili de zonă și el este totodată inițiatorul și coordonatorul acestui proiect. De unde provin acești jucători adunați astăzi la Baia Mare? De la cluburile din Transilvania, de la Baia Mare, de la mai multe cluburi, Oradea, Cluj, Turda, Odorhei, Brașov. Și o să fie, de fapt, partea a doua a acestei acțiuni, o să fie la Sighișoara, în care o să fie atinsă zona mai spre centrul țării. În ce va consta area de selecție de aici, de la Baia Mare? Spre ce vă veți focusa astăzi? Este vorba să cunoaștem jucătorii, nu este vorba să selectăm și să punem deoparte, este vorba să transmitem idei la cât mai mulți jucători, la cât mai mulți antrenori, la cât mai multe cluburi. Vor executa anumite antrenamente? Da, o să avem la fiecare generație câte două antrenamente. Acum o să avem un antrenament pentru faza de apărare și după masa pentru faza de atac, cu câteva idei generale, care toată lumea trebuie să le știe, pentru că e primul pas spre a ajunge spre loturile naționale. Pentru că, iată, vorbeați de o așa zisă caravană. Care va fi următoarea locație pentru acest gen de acțiune? Pentru zona Transilvania, următoarea acțiune o să fie în mijlocul lunii aprilie, la Sighișoara. Vă mulțumesc! De ce? Domnule Claudiu Clonovski, o manifestare importantă la care participați, o manifestare aflată sub tutela Federației Române de Handbal. Da, ne aflăm astăzi la școala numărul 5, la o acțiune a Federației Române de Handbal, în care vom face câteva antrenamente cu grupa de cadeți, care este în formare, grupa de 2002-2003, și cu o viitoare grupă de cadeți, copii născuți 2004-2005. Ca și club, noi avem un număr de 13 copii prezenți aici, la ambele grupe, plus copii de la clubul Extrem și clubul CSS numărul 2 Baia Mare. Se vor desfășura activitățile pe perioada întregii zile. Vom avea un număr de 4 antrenamente în care încercăm să implementăm acțiuni ale federației și combinații tactice la nivel și de copii și de juniori, să lucrăm la fel cum se lucrează la echipa mare, la echipa de tineret, și să fie o continuitate.
putem vorbi de faptul că Naționala de Cadeți își caută jucători pentru viitorul de mâine? Da, asta e un lucru foarte important pentru noi și ne dă satisfacție și ne dorim ca pe viitor să avem cât mai mulți copii prezenți la loturile de tineret și junior. Vă mulțumesc!